David, cum te simți la echipa națională? La echipa națională mă simt bine. Tot timpul când vin aici, vin cu zâmbetul pe buze, mai ales că îmi întâlnesc și colegii din campionat și este un lucru foarte frumos. S-a creat deja un grup? Păstrați legătura? Așteptați să vă revedeți? Da, bineînțeles. S-a făcut deja un grup, mai ales și în campionat, când ne revedem toți la fiecare meci și suntem un grup puternic. Care sunt cei mai buni prieteni ai tăi de aici? Nu pot să spun că am fix chiar câțiva prieteni foarte buni, cu toții mă înțeleg la fel, toți pentru mine, eu consider pe toți prietenii mei și asta înseamnă că este foarte bine. Cum ți se pare nivelul jocului, ritmul de joc, la meciurile internaționale U21 față de Liga 1? Mi se pare un nivel mai ridicat, pentru că sunt niște meciuri internaționale și care se vede o diferență foarte mare față de Liga 1. La ce vârstă te-ai apucat de fotbal? La vârsta de 5 ani. Ai o amintire amuzantă din începutul tău în fotbal? Nu pot să spun că am o amintire foarte amuzantă. Ca orice copil la vârsta de 5 ani nu prea știam prea multe, dar atâta. Cu cine aveai tricou când erai copil? Primul meu tricou a fost cu echipa Barcelona, chiar cu jucătorul Ronaldinho. Când ai știut că asta îți doresc să faci în viață? Am știut la când am început liceul. M-am bazat mai mult pe fotbal și atunci mi-am dat seama că asta îmi doresc. Care sunt sacrificiile pe care le-ai făcut până la vârsta asta? Sacrificiile sunt pentru că la vârsta de 15 ani am plecat de acasă, am plecat la Constanța și fără familie, fără părinți. Doar după un timp mai lung a venit și mama mea cu mine și acela a fost cel mai mare sacrificiu. A fost același cel mai dificil moment al carierei tale de până acum? Da, acela a fost pentru că eram foarte, foarte tânăr. Ai 20 de ani, ești una dintre speranțele fotbalului românesc, joci la Naționala U21. Ce urmează? Urmează să ajung cât mai departe, să ajung într-un campionat puternic din Europa și să fac față și acolo. S-a tot scris de interesul unor cluburilor de afară, dar și din țară. A fost ceva adevărat? Da, au fost adevărate acele știri, dar împreună cu familia și impresarul meu am luat decizia să rămân la Arad. Există vreun coleg la lot care te-a impresionat, deși îl știai totuși din campionatul intern? Da, este Octavian Popescu, care a fost la noi. Îl știam de mult, am fost și coleg cu el când eram la București, când am jucat și eu la București și el m-a impresionat cel mai mult. Unde te vezi peste 5 ani? Peste 5 ani, cum am spus, vreau să mă văd într-un campionat puternic din Europa și să reușesc să continui tot așa. Mulțumesc frumos!